Securitatea regională, interconectarea energetică și avansarea cât mai rapidă în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană sunt câteva dintre subiectele abordate în cadrul întrevederii de la București a ministrului de externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, cu omologul său din România, Luminița Odobescu. Este prima deplasare în afara țării a vicepremierului Popșoi după preluarea portofoliului de la externe. România va continua să sprijine Chișinăul ferm în tot acest proces. Nu mă refer aici doar la sprijinul nemijlocit și permanent la nivel politic. Avem în vedere și sprijinul tehnic între autoritățile competente din diverse domenii, în funcție de necesități. Vom accelera ritmul, astfel încât să ne concentrăm pe organizarea ședinței comune a guvernelor, pe o rundă de consultări politice la nivelul MAE și pe ediția 5 a reuniunii Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, creată datorită României, Franței, Germaniei, pentru ca următoarea și inclusiv următoarea reuniune la nivel trilateral între Republica Moldova, România și Ucraina. Ambii oficiali au reiterat importanța securizării viitorului european al Republicii Moldova prin coordonarea eforturilor Bucureștiului și Chișinăului, astfel încât procesul de aderare să fie sustenabil și durabil. Un alt subiect abordat ține de securitatea regională în contextul războiului dus de Rusia în Ucraina, precum și necesitatea consolidării interconexiunilor energetice, infrastructurii comune și atenuarea războiului hibrid. Ultimii doi ani au fost extrem de dificili pentru administrația de la Chișinău, confruntată cu un val nemai întâlnit de acțiuni de destabilizare și provocări. Vedem încercări de manipulare și diverse acțiuni vizibil orchestrate din exterior. Chișinăul a rezistat și va rezista. Își consolidează capacitățile instituționale, este în plin proces de reforme și mai ales este ferm ancorată în parcursul său european. Ultimii doi ani au fost pentru Republica Moldova o mare provocare, dar și o oportunitate de a se transforma pozitiv pe calea integrării europene. În acest proces am beneficiat de asistența masivă din partea României în dezvoltarea, modernizarea și reziliența statului nostru. Pe parcursul zilei, șeful diplomației de la Chișinău are planificate întrevederi cu prim-ministrul României Marcel Ciolacu, președintele Senatului Nicolae Ionel Ciucă și președintele Comisiei pentru Politică Externă Senatul României Titus Corlățean.